aceea, la... Al cui ăsta? Sunt Rinca și astăzi ne aflăm la Siria, la casa părinților lui Mădălin, iar acesta este dormitorul lui de acum câți ani? De mulți ani? Din 2014. 2014, de când avea 15 ani și aparent e nelocuită de 3 ani, așa că m-am gândit să scormonim pe aici să vedem ce găsim. Nu știu, nu vreau să mai mergeți introducerea, fiindcă vreau să mă apuc, vreau să caut, să văd ce găsesc. În primul rând, e o cameră foarte mare, gen, e imensă, așa că o să avem ce face, ce găsi, probabil. Nu știu de unde să încep, uite, dulap, da. Haine. Nepurtate. Nepurtate. Frate, nu înțelegeți câte haine are omul ăsta? De ce ai atâtea haine? Niciodată nu-i destul. Da, și iar haine nearanjate și Adidas și papuci. Da, ăștia sunt Adidas și mei cu o poveste extraordinară. Bă, că ai chestii pe dulap. Da. Timișoara, București. Na, asta e goală. N-ai nimic pe aici să văd. Mamă. Să-mi pa piciorul, bine că scormonește ea. A, asta e cutia mea cu amintiri. Ai și tu cutie cu amintiri, nu da. Poți să crezi. Da, nu vreau să... Pentru că avem multe scormoni, vreau doar să văd ce poze ai pe aici, dacă ai ceva funny. Vrei să facem și vlog pentru mine, să facem cutia mea cu amintiri? Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să facem cutia de amintiri la Mădălin. Dați like, nu știu câte like-uri să facem, să vedem. Oh my god, carnet de elev pentru liceu, ia să vedem ce note aveai. Cred că am notat 3 note și atât. Oh, 10, 6, 8, 8, 9, mamă. M2, nici nu mai știu ce erau alea, în fine. What the fuck. Ia să vedem dacă te găsesc în poza Hai, asta. Hai, ai timp 10 secunde. 10, stai, nu... 9, 8, 6, 8, 6, 5. Uite-te. Gata, m-am găsit. Fuck. Și pe, unde e Răzvan? Îl vezi pe Răzvan? Răzvan, stai, da. stai. Asta. Da! Oh my god! Răzvan este ceva un prieten al Mădălin din și Adi. Și Adi, dar acum aici e Răzvan pentru că Adi e mai mare. Ce mai avem aici? Un dolar. Îl cunoști pe băiatul ăsta? Oh my god, Alexis! Da! Cu care ai filmat ieri cu M3-ul. M4. M4, așa scuze, mi-e tot M3, îmi place. Ce e asta? Laser. Și se desfac. Hai să lăsăm cutia cu amintiri pentru că poate facem video și să venim aici. Al cui e ăsta? A tău. Al meu? Da. Ești sigur? Da. Da, ai dreptate, nu știu ce caut aici, nu, ai niște pantaloni și... Iară cutii, chestii, nu. Cutii goale. Aici, butonul tău. De 100.000. Și al meu e la Sibiu, o să le luăm și o să le ducem acasă în București. Hai să vedem ce mai e aici. Cine e ăla? Tu și Răzvan? Da. What the fuck? Ah, uite și pe Mădălina. Și pe mami și tati. A, da, ai. Unde? Cum se văd? Lângă mădă. Nu-i vezi? Sunt mici. Da, sunt mici, dar n-au mai încăput. N-au loc. Ochelarii mei cu desfăcător de bere. Nu vezi că au desfăcător? Am văzut, dar nu beau bere. De unde? De ce nu s-a întâmplat? Oh my god! Ce iPhone e ăsta? X. Ar se deschide? Nu. Nu? Nu mai. Dar ce mic e, ce fain, vreau asta și telefonul așa mic. Asta nu mai merge de mult. Vreau și telefonul așa mic, iară poze. Eu cu soara mea? Da. Da, mi-a dat eu locul de la nebun. Ia să vedem dacă găsim vreuna cu tine în care arăți urât. Deși e cam imposibil. Doamne, ce față aveai. Da. Atât mi-a ajuns, ok. Ce mai ai pe aici? Du-te, bă, ce e acolo? What the fuck? Asta cred că e de parfum. Da, parfum. Ceva cutie cu dulciuri. Dar n-are dulciuri. Stai să vedem din ce an e. Fii atentă. Dacă găsim anul, unde e capacul ei? Nu ai capacul. N-are capacul, dar am găsit o tabletă. Da, Laptop 2 de la Samsung, ceva vechi, rău. Aveam jocul ăla, pupă ea. E cu piele pe spate, da. Și are card SIM. Da. Wow. Ăla e pentru net, dar nu sunt de pe ea. Da. Cocolino. Ăla e pe Cocolino și de cât tare mi-l doream pe Cocolino. Asta l-am de la... un an, doi. Asta e cred că de când m-am născut. Văd că mai e acolo noptieră, dar tu dormi pe partea aia, așa că... Oh my god! Cine e acest băiețel pensat? Eu la 14 ani sau 15. Cred că nu era gata camera pe când făceam pozele alea. De ce te pensai? Păi, nu știu, era o modă în 2014 să penseze băieții. Ciocolată!
Da, nu, eu nu recomand. Cine e ăsta? Adi. Îl cheamă Adi ca pe Adi, de ce? Da. Păi Adi mi l-a dat când a plecat și s-a mutat în Anglia pentru 6 ani și am zis dă-mi-l pe Adi și Adi s-a și întors și Adi l-a văzut e Webkinz? Da. Te-ai jucat Webkinz? Am o tură de Webkinz, cred că am vreo 12. Sunt mortu. Da, am toate animalele, sunt sus în pod, vrei? În alt video, hai să vedem ce mai găsim pe aici. De când te îmbraci cu rochii? Asta era rochia pentru tine de la mami, să vezi dacă îți e bună. Și nici măcar n-ai încercat-o. Ar trebui să o încerci. Ok, stai acolo. Hai, hai, pășiți în față. Bine, cu șosetele astea merge perfect. Asta vreau să zic. Nu, dar mie mi se pare că e superbă. Nu mă așteptam să vină, ce frumoasă e. Fă o piruietă. Da, ești superbă, băia. Mulțumesc. Hai, schimbă-te și să revenim. Nu mai vreau să mă schimb acum. Na bine, nu te mai schimb. Ok, ok, hai să vedem ce mai aici. Astea sunt bagajele noastre. Aia o țuică de la fratele meu Norbert. O punem acolo, nu consumăm așa nu, ceva? Eu nu consum. Doamne, aici văd că ai o groază de poze cu tine, ești cel mai narcisist om. Nu, mami este... Dar sunt la tine în cameră, dacă era la păi aia... mami mi l-a pus! Aici apară că arătai un pic mai ok. Toată lumea zice că parcă-s Vasco în poza asta. Da chiar. Și ăsta, promoția 2018. Când am terminat liceul în 2018. Hai să ne uităm. Ești... aici? Da. Poza asta e faina, dar că arăți un pic ciudat cu pălăria aia. Uite-te și tu cât de scurt e când stau jos. Da, e mișto. Nu mă simt în elementul meu. Madeline, promoție 2018. Așa. Dira, Nico. Este... Stai mă că Ade. Nu vreau, Amina, nu vreau să arăt exact. Oamenii random. O doar dau așa până te găsesc pe tine. I really don't care about the rest. Unde ești? Uite-te! Așa, psalm... Dira. Dragă Madeline, ne-am bucurat, m-am bucurat să fiu diriginta ta în acești ani. Am observat entuziasmul tău pentru tot ce ți-a plăcut, mai ales activitățile extrașcolare. Sensibilitatea, dragostea, respectul și bunul simț. Ești un băiat inteligent și sper să reușești în tot ce ți-ai propus. Fii curajos. Și am reușit în tot ce mi-am propus. La ce photoshoot, mamă, wow! Logica e și tablou. Desigur, l-am primit în același pereț. Da. Mai sertare aici, mai găsești ceva oare? Madalina, stai! Chiloți, ștrimfi, mai prea puțin ștrimfi. Ștrimfi, nu se deschide. Ba, se deschide, dar sunt haine de pat și mai jos încă haine de pat, deci nu are sens. Happiness is not a destination, it is a way of life. Da. Iarăși tu, doamne ce hanrac, ok. Ce-i, fain. Hai să vedem și sertarul ăsta. Îmi plac sertarele de mor, pentru că tot găsesc chestii. Ochelari de cocalar. E un clasa... Nu cred, uitați-vă la asta. E un clasa 8-a. Diploma. Doamne, câte ai! Dar le dădeai ca iconițe? Ce face? Ești foarte dezorganizat și plictisitor, Ana, sunt tare. Ce mai e aici? Sunt din aia de Fortnite? Da. Vrei să rog să le ducem Robby? Da. Na. La farfuria asta ce zice? Aia mea. Da, nu să... Doamne, ce fain e asta. E cu asta? Da, stai. Robby, îți aducem cadou de la... Siria, tu unde a căzut ăsta? Ochelari. Ochelari. Mamă, ce ochelari. Așa e fain. Ia-i tu, să vedem cum îți stă. Doamne, zici că ești mamaia 2012. Costinești 2010. Da, cred că am explorat tot ce se putea explora. La baia am fost, nu e interesant. Da. Fain. Nu știu, mi se pare că m-am apropiat puțin de tine acum că ți-am umblat, ți-am scormonit prin lucruri și am transpirat răbuna asta. E faină tare, e superbă, dar e... O păstrezi? Cred că da. Bine. Da, nu, ideea e că e un challenge să o porți.
Dar... Stai să-ți fac poză să-i trimit la maica mea. Dar cam asta a fost tot. Eu sper că v-a plăcut. Dar dacă v-a plăcut și mai vreți să umblăm prin chestiile lui Madalin din cutie sau orice, spuneți-mi în comentarii, dați like. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, din casă, m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mai ales vă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne revedem data viitoare. Pa!